Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal de YouTube. Înainte de a începe nebunea asta de clip, hai toată lumea acolo cu un like, avem astăzi peste 20 de pecuri. Probabil că o să mai vedeți și altele în acest clip, chiar în câteva momente. Soccerdeal.cc este locul de unde vă puteți cumpăra orice tricou de fotbal vă doriți, atât din sezoanele actuale cât și din sezoanele trecute, chiar și modele exclusive cum ar fi acesta al Barcelonei. De aici, bineînțeles, adăugați mărimea și cu cât cumpărați mai multe bucăți, aveți un preț mai bun per tricou. Adăugați codul CIPI pentru încă 10% reducere. Nu uitați primul link în descriere spre soccerdeal.cc. Începem, avem 20 momentan, după cum spuneam. Începem cu astea așa mai slăbuțe, dar nu știi, frate, de unde e norocul ăla mare. Ia, vedeți aici, Canada, Lăbă, Davis, frate. Nu, mă, că Davis are care special. Băi, în form cumva? Nu, e gold, nu, rar, cream că e în formă, frate. Am crezut că e în form, ce țeapă mi-am luat. Dar nu e problemă. Avem multe pecuri, e un promo foarte mișto. Black Friday a venit cu multe SBC-uri, obiective și o grămadă de content, carduri, nu mai zic ce carduri au putut băga în perioada asta. Cele mai tari carduri din promourile anterioare, plus promo-ul ăsta care e top, pe bune. Icons, carduri base de top cumva, adică sunt chiar foarte mulți jucători mișto. Hai să dăm și în ceva mai șmecher, uite, un 80x5. Hai mă, cu un card de ăsta special, poate prindem și noi. Spania, RB. Este de la Barcelona, ok, o fată, cred, care are 84. Sper că nu e duplicate, dar ba da, e duplicate. Hai să nu irosim chiar așa, băgăm și noi la un SBC ceva. Hai să continuăm, dăm tot așa într-un premium gold pack. V-am zis, avem și pack-uri mai slăbuțe, dar o să vină și alea de top imediat. Că avem și multe de acelea, adică nu credeți că avem doar de astea din care... Nu da altceva în afară de gol comuni. Numai puțin, imediat trecem la nivelul următor cum ar veni. Ia uite alor pe Ronaldo, nu e Ronaldo. Nu e Ronaldo, mă. Ba, stai că Ronaldo de fapt e card ăsta special în pachete. Acum că stau să mă gândesc. E Trailblazers în pachete. Bă, vreau, uite, mai am 15 pack-uri și astea deja sunt destul de bune cam toate. Vreau să prind și eu măcar 3 carduri speciale. Adică sunt o grămadă de carduri speciale. Hai măcar cu 3. Rare gold pack-ul, e tot gold. Avem Spania, CB de această dată, de la Sociedad. N-am nicio idee, ok, Zubeldi, asta e clară treaba. Bă, cred că dăm în toate pecurile acum, să știu o treabă. Hai să vedem. Avem Jumbo Premium Gold Pack, chiar acum. E gol din nou, german, cât de mă, Kimmich, haide! De la Wolfsburg zic că e fata aia de 8-7, haide! No, e Arnold ăsta, nu e workout, ok. Nu, era o fată de 8-7 de la... A, uite, n-a dat și un gol pe cadou acolo. Era o fată de la Wolfsburg, dar aia avea 8-7. Adică era bine workout de 8-7 din pack-ul ăla. Gol pe 3, double icon direct. Hai că icon. Îi dăm skip frumos. Ok. Hai să continuăm. Câte pachete mai avem? Oricum, ce a rămas v-am zis. Chiar sunt pack-uri destul de bune. Gold Players Pack, chiar acum avem și pack-urile alea de pe Story media cu 10 coins, respectiv cu 30 de coins Busquets de aici. Ba nu, Koke 84, hai că nu e rău dintr-un astfel de pack, un singur jucător rar. Nu e rău ce am primit, zic eu. Chiar nu e rău deloc. Hai să deschidem acum pack-ul cu 10 coins, sunt foarte curios ce primesc. Ăsta cu 30, frumos, și ăla cu 10. Să-l deschidem, că e păcat să-l ratăm. Algeria, LB, ok, Ben Sebaini, 80 rating. A, mă, dă și mie, mă, ceva, că a dat la toată lumea. Hai și la mine cu ceva bun. Jumbo Premium Gold Pack din nou. Avem de această dată Spania pentru a 18-a oară, bă, numai Spania am dă, bro. Numai Spania mi-a dat, bă, frate, n-ai cum. Deci dacă nu m-a umplut de Spania. Iară, Llorente, da, Duplicate, ok. Hai că îl băgăm și pe ăsta la un SBC și revenim în câteva momente. Bă, încă două Jumbo Premium Gold Pack-uri de astea și după rămânem cred că cu 10 pachete, dar restul chiar sunt bombă. Ia, bă, nu cred că iară mi l-a dat pe Llorente. Bro, de două ori la rând Llorente, nu cred așa ceva. Ia, bă, de două ori la rând Llorente. Ok, bă, încă o dată Llorente, hai să-l băgăm și pe ăsta la un SBC. Hai să vedem, băi, player pick cu inform. Eu l-am făcut mai mult ca să-l bag la SBC informul de mildă, dar... Dacă îmi dă un inform de rating mai mare și eventual un Mbappé sau un Salah sau ceva bun, nu m-a supărat.
Hai să vedem dacă îmi dă și mie ceva. Mamă, mi-a dat de majulit, ești nebun. Așa prost, nu cred că am mai dat la nimeni, dar hai, îl băgăm la SBC până la urmă. Cum, ok, am deschis pe cu cream cam... Bă! Nu trebuia să fie Iorente Daplic, ei stați că eu nu mă prind. Eu când l-am băgat pe Iorente? Ah, l-am băgat mai devreme, ok, nu-mi dădeam seama, ok. Am deschis pe cu, nu mi-a dat nimic. Încă câte mai avem? Încă 10, ok, ăstea chiar sunt top, ăstea chiar sunt pachete de top. Small Prime Electrum Players, pe poate e singurul care chiar mai e un pic mai slăbus dintre ăstea de au rămas. Militao, cred. Hai mă cu Militao. E, no, pai de cap, mi-a dat fata asta, e 79 sau ceva. Bă, dar nici acum nu poate da Militao, mă, când oricum cred că mai costă maxim 20 ca Militao, știi, adică nu era ca și cum era mare afacere. Rare Gold Pack, pachet de la Division Rivals, German, că am hai cu workout-uri, bă! Bă, niciun workout din 12 pack-uri, bine, au fost slăbuțe cei drept, dar tot mă așteptam la ceva mai mult totuși, sincer. Astea chiar sunt mișto pack-urile, hai mă, hai cu ceva bun. Hai cu ceva bun, Spania pentru a 11-a mia oară, că nu mai pot, am înnebunit. Dacă nu mi-a dat Spania, bă, din fiecare pec mi-a dat câte un spaniol, cel puțin, mă, n-ai mă, cum mai mă, ne-au la mișto. Fiți atenți, încă unul și bădăm în pecul ăla, e 30 de coins. Deci după ăsta dăm direct în pachetul de 30 de coins. Donnarumma, hai, bă, incredibil, nu vrea, mă, nu vrea să-mi dea workout-uri, dacă nu vrea, nu vrea. Asta ok, hai. Pecul de 30 de coins, vreau să vină bomba nucleară de aici. Hai cu card special din pecul ăsta. E tot gol, dar dăm workout măcar. Hai mă, ce-mi dai mă, bă, ce mă asta? E o fată de la Arsenal, cât are, zic că e workout. 84, m-a omorât. De ce nu-mi dai workout, bă? Uite mă, alții le-a dat în Mbappé, Trailblazers, toți băieții. Ok. Jumbo Premium Gold Players Pack. M-am înecat Franța ST. Nu poate fi Mbappé, așa că nu ne ambalăm deloc. Este, nu cred că la Cazet. Bă, da, proză, bă, din pecuri. Ia gata, nu mai deschidem acum. Luăm o pauză, băgăm un match acolo și mai deschidem după, că e jale. Hai să vedem acum, băieți, continuăm cu pecurile. Jumbo Premium Gold Players Pack, mai avem încă 5. După pecul ăsta încă 4. Van Dijk, haide. Nu vrea niciodată să-l dea pe Van Dijk. Numai Botman, bro. Nici măcar ăsta, cum îl cheamă, Delic, frate, care măcar e workout până la urmă. Hai să dăm, băieți, acum în Rare Players Pack. Haide, cu bă, da, dă-mi și mie un card special, sunt o grămadă de special card-uri, Kane! Doamne, dă-mi Kane, bă, că nebunesc! E incredibil de câte ori am văzut Anglia, ST și nu-mi dă niciodată Kane, bro. Mai ales că trebuie să-l termin și eu pe Van Dijk ăla, pe Mbappé, numai prostii vorbesc, mă, frate. 85 plus garanta, dăm ocau măcar de aici. Măcar de aici dăm ocau, bro, nu cred. Dacă nu-mi dă... Bă! Bro, nebunez, nu mi-a dat ocau din niciun pack de până acum. Bă, nici din 85 plus nu-mi dă ocauet. No, că eu nu mai înțeleg nimic. 80 ori 10, dăm ocau de aici. Dăm, bă, un ocau că nebunesc. Oblak, în sfârșit primul ocaut. O luam razna deja, bă. Deja o luam razna, mă, fără workout până acum nebuneam. Adică oricum am înnebunit un pic. Dacă nici din ăsta nu-mi dădea, era groasă. Și aici, dacă tot până acum nu mi-a dat, nu putea să-mi iau un double workout de aici. Era, îl dai seama. Fabinho, 3 double, Wilson, and 3 double, cu XL, frumos. E ultimul pack. După care mai vin pachete, nu vă faceți probleme. Dar ultimul din ăstea 20. Jumbo Rare Players Pack, niciun card special din 20 de pachete, destul de bune, zic eu. Te rog, dă Musiala, măcar să fie workout, adică măcar atât, hai. Nu, ce-i mă asta, mă? Jumbo Rare Players Pack. Bă, pachet de 100k, bro, e cel mai scump, unul dintre cele mai scumpe pack-uri din joc. Pack de 100k cu 84, garanta mi-a dat 84, bă, nebunesc cu jocul ăsta. Nebunesc, mă, frate, cu jocul ăsta. 83 ori 10, băieți, chiar acum. Hai să vedem dacă vine norocul ăla mare din nebunea asta de pec. Dă-mi un card special. Hai cu un card ăsta nebun. 83 ori 10, dăm ceva. E gol, din păcate. E, bro, ce e ăsta? Nu-mi zic că are 84 sau ceva, că nebunesc. Bă, zic că e workout măcar. 85, băi. 83 ori 10 cu 85 cel mai mare. M-a nenorocit, mă.
Mare norocit, mă. Băieți, am jucat și meciurile la calificări, mai avem aici 3 pachete, 6 win-uri la calificări, Rare Gold Pack, toate 3, double, bineînțeles. Începem cu Rare Gold Pack, o avem Portugalia, KF, Joao Felix. Mai rău, Rafa, bine, nu-i mai rău, care rating în plus, dar ca idee. Mega Pack-urile, dă-mă un card special, mă, să avem și noi pe clipul ăsta măcar un card special. Și 3 double ar fi top, dar e tot gold, nu vrea să ne dea nimic, Uruguay, KB, Araujo, nu. Araujo e în formă, adică dacă era Araujo era top, dar ne-l dă pe Coateș, băi. Băi, băiatule, ne-l dă pe Coateș, mă. Și ultimul pack de pe contul meu, Mega Pack din nou, tot gold, bineînțeles, Italia, KB, nici un workout normal, adică nici nu se putea mai prost de atât. Fără workout din atât de multe pack-uri, din păcate. Dar hai să intrăm acum pe contul unui abonat, să vedem și acolo ce pachete mai avem. După cum am spus, am intrat acum pe contul unui abonat, să vedem aici încă niște pachete nebune. Premiile de la Weekend League, 1 of 2, 84 plus 8-7, ok, workout. Privim partea bună, nu e card special, dar e workout, ceea ce e bun. Și cel de-al doilea player pick, 2 de 84, de asta zic că bă, un workout era bun. Încă unul, adică. Până atunci însă mai avem 9 pack-uri, Premium Gold Pack, Franța, cât de mă, ok, dăm skip. Da, e clar că nu dă nimic bun, e Camara aparent. Și cu băiatul ăsta de aplicate îi dăm cu XL. Hai mă să dăm ceva bun, mă, hai mă. Hai cu norocul, avem bineînțeles și premiile de la premiile 3 double, Rare Player Pack și Jumbo Rare Player Pack de la Food Champions acolo. Asta e gold, gold comun chiar, aiurea tare, că nu dă nimic bun. Dar hai să vedem, avem încă 7 pack-uri, cred, dintre care, bineînțeles, piesele de rezistență, să spun așa, Jumbo Rare Player Pack-ul și cu Rare Player Pack-ul, mai ales că sunt și 3 double, adică dacă dă ceva forță, te aranjat. Jumbo Premium Gold Pack acum, Spania, RM, Llorente, cred, no, easy, 82 doar, măcar de era Llorente. Prime Gold Player Pack, hai mă cu ceva bun de aici, bă, dar nu vreau mă să dea card special. Franța, că bă, cine asta, mă? De la Lyon, Renard? Renard, frate? Ah, în boc. Tot o fată, dar în loc să aibă 88, are 83, adică asta e singura diferență. Ok, Jumbo Premium Gold Pack, haide cu ceva bun. Polonia, lămă, de ce nu voia să fie ST? Dacă era ST, era top, indiferent că era Pleva sau Pajor, adică și Pajora era ok, știi? Hai, 82x2, după care trecem la pachetele 3 de bol. Hai mă să-i dăm ceva lui David, mă. Tot gol, ci de aici, Olanda, KF, Cruyff, Memphis Depay, ok. Memphis Depay alături de Gaia. Și acum pack-urile 3 de bol. Hai mă cu ceva Rare Player Pack și după care v-am zis, mai deschidem un pack la mine. Franța, cât de mă. Hai de cap, măi, ce-i mă, o fată, dar are rating ceva, măcar îi dăm skip, că nu cred, 85. Ok, păcat că n-a dat workout, dar din Jumbo Rare Player Pack ne dă un card special, Trailblazers. Haide, e card Icon, cred că Anglia, că mă, mamă, e Scholes, bro, e Scholes, e slab, dar e cel mai slab. Dar e un Icon, da mă, am prins un Thunderstruck, cum, doamne iartă-mă, se numește, că e cel mai greu nume de pronunțat la promul ăsta, dar avem Icon, frate. E slab, dar nu știu, e 80, 90, 100 mii, nu știu cât costă. Bro, e ok. Eu zic să-l vinzi, clar, adică e 100 mii lejer. Bun, mă, bine, Icon, v-am zis, mă, că vine ceva din ultimul pack ăsta, v-am zis eu. Forță. Ultimul pack, băieți, cred că ultimul pack și de pe clipul ăsta și de pe live, bineînțeles. Pack-ul ăsta cu 4 steluțe la moment. Vă invit și pe voi să luați pack-ul ăsta, pentru că la 4 steluțe chiar e un pack bun. Hai să ne dea și nou un card special. Nu e, e doar gol. Din nou, Bosnia, e Dzeko, bro. E Dzeko, oricum, pentru 4 steluțe. Pentru 4 steluțe merită, mai ales că e și 3 double, adică. Bro, what? Toți erau 3 double și asta care e un 3 double. Asta care e duplicate, e un 3 double. N-am prins chestia asta, n-am înțeles ce s-a întâmplat, dar luați și voi pack-ul ăsta. Și cam asta a fost clipul de azi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați, dați acolo un like, un share și un subscribe, am fost Chibi, vă mulțumesc pentru vizionare, vă urez o zi sau o seară faină, e bine că v-ați uitat la acest clip, pa, pa!